De la tractor la drone și gadgeturi care ușurează munca. Studenții în anul 4 de la Facultatea de Agricultură din Iași învață despre agricultura viitorului. Disciplina Agricultura de precizie a fost introdusă în program acum 2 ani, fiind prima facultate din țară care familiarizează studenții cu astfel de tehnologii. Folosirea dronelor în agricultură are mai multe avantaje, spun specialiștii, printre care reducerea forței de muncă, economie de pesticide sau intervenția asupra unei culturi, chiar și când terenul nu o permite. Comenzile unui drone, ori care ar fi ea, sunt aceleași, indiferent dimensiuni, fie că e asta mică, fie că e sala de 50 litri. Tinerii din imagini sunt studenți la Facultatea de Agricultură din Iași. În anul 4 învață să folosească tehnologia în agricultură. Da, asta e girația. Asta e tangajul. E mișcarea de ruliu. Iași menține echilibru din turații. Probabil multă lume este deja familiarizată cu acele drone de jucărie, dar uite că au fost implementate încă și în agricultura de precizie și au numeroase avantaje. Este o dronă cu o cameră multispectrală, cu ajutorul căreia cartografiem solele, monitorizăm în timp real pe tot parcursul de vegetație al culturilor. Altfel, cartografierea se face ușor în condițiile în care forța de muncă este greu de găsit, spun cei în domeniu. Folosirea dronelor în agricultură are mai multe avantaje. Ele pot fi echipate și cu senzori de teledetecție a buruienilor, de exemplu, și atunci aplicăm substanță chimică acolo unde este nevoie. Prin urmare, se realizează o economie de pesticide care nu sunt tocmai ieftine. În momentul de față, ele pot fi livrate cu bazine de până la 50 de litri și dacă dăm o doză de 10 litri la hectar, înseamnă că cu o singură încărcare a bazinului se pot realiza 5 hectare. Acestea sunt elicele cu un motor acționat electric, rezervorul pentru apă și substanțe chimice. Cel mai important avantaj cel de a intra în câmp atunci când terenul este impracticabil din punct de vedere terestru și un alt mod sau o altă modalitate în care am folosit-o, atunci când polenizarea în cadrul culturilor semincere este deficitară, putem folosi cu ajutorul elicelor să putem face o polenizare mai bună și uniformă. Agricultura de precizie este o disciplină introdusă recent în programa studenților, tocmai din dorința de a ține pasul cu evoluția tehnicii în acest domeniu. Studenții învață cum să folosească drone, GPS-uri pentru utilaje, dar și aplicații prin care terenul poate fi văzut de oriunde, pe o tabletă sau un laptop. Aici avem cele de temperatură și umiditate. Avem aici diferite măsurători, putem avea chiar și o măsurătoare 3D. Ajută foarte mult. În ceea ce privește să vedem starea culturii, putem amplasa și chiar și utilajele noastre, să le putem vedea, putem vedea solele, putem vedea parcelele. Este cum ar fi tehnologia viitorului. O dronă cu o capacitate de 50 de litri poate costa aproximativ 15.000 de euro.